Bună seara, doamnelor, bună seara, domnilor, bun regăsit la o nouă ediție, Roundtable Sibiu, ediție care și încheie acest sezon cu un invitat pe măsură, Mircea Tiberian, unul dintre cei mai importanți muzicieni de jazz din Europa, compozitor, scriitor, profesor la Universitatea de Muzică. Bine ați revenit în Sibiu! Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! Am citit în multe interviuri că spuneați Sibiul meu natal. Da, într-adevăr, eu figurez în acte că m-am născut în Cluj, dar de fapt, imediat după aceea m-am mutat în Sibiu, sau, mă rog, părinții m-au dus în Sibiu, că s-au mutat ei și, practic, n-am nicio amintire decât din Sibiu. Amintirile mele încep în Sibiu, pe calea Cisnădiei, care arăta cu totul altfel decât acum. Nici mai rău, nici mai bine. Cum ați regăsit astăzi vibe-ul orașului, oamenii? E greu de spus, pentru că e noiembrie, e un pic de vânt, nu e chiar o perioadă de călăduit pe străzi. Bine că nu e și mai rău, dar nu s-a schimbat de sute de ani, decât prin locurile esențiale, prin jur, prin cartierele din jur. Dar, ce să spun, n-am putut să îmi dau seama de ce se întâmplă. Sau poate am realizat că e mai puțină lume pe străzi, cel puțin în centru. Mai de mult, oamenii traversau centru în drum spre întreprinderi, spre chiar și acum câțiva ani. Și treceau prin Piața Mică, prin Piața Mare și urmă se duceau pe centru și se duceau spre cartierele lor. Acum era puțină lume, foarte puțină, deși am venit pe la ora 5 și ar fi trebuit să fie ora de vârf și să iasă de la tot felul de joburi. Mai de mult era și un club de jazz renumit în Sibiu. Să știți că erau vreo 3 la un moment dat, ca să ne răsfățăm. Cluburile din Sibiu și unul era chiar aici, în Teatrul de Păpuși, se numea atunci. Unul era aici, unul la Casa de Cultură a Tineretului, care pe vremea aia era în locul unde este acum Sala Oglinzilor, acolo vis-a-vis de Liceul Lazar. Și mai era un club undeva într-o curte din centru și era în concurență. Bine, ceea ce era destul de drăguț și o concurență acerbă, undeva prin anii 78-80, și încercau fiecare să facă câte un concert după posibilitățile lor financiare. Sigur, cel mai puternic club era cel care avea și festivalul și avea și o sală măricică de 200 de locuri, 150-200 de locuri, care era totdeauna plină, deși în general se ascultau albume. Acum și dacă ai albumul pe masă, nu-l asculți, dar atunci să ai un LP care venea direct din Germania, conta foarte mult și oamenii erau în general niște oameni cultivați acolo, care veneau în clubul ăsta, cu vârste de la 20 la 70 chiar de ani. Deci era o altă societate, nu că era mai bună, dar o societate mai coagulată, pentru că era și constrânsă de împrejurările dictaturii și a închiderii noastre față de vest. Și atunci oamenii încercau să-și creeze microclimate, iar cluburile astea erau un loc unde se putea să te simți un pic mai liber și să ai un cât de mic contact cu ceea ce se întâmpla în afara lagărului socialist. Asta era. Credeți că faptul că v-ați nimerit în Sibiu, în acea perioadă în care a debutat și festivalul, erau cluburile de jazz, au construit cumva la poziția dumneavoastră sau la muzicianul de jazz?
Nu știu ce să zic, pentru că glumind, poate că de aia s-au făcut, ca să mă formez eu ca muzician. E sigur un răsfăț. Dar lucrez sunt undeva pe la jumătate. Există totuși un destin al artistului și cei care au avut un destin favorabil au... câteodată au beneficiat de niște avantaje. S-au născut în Paris în 1900 sau s-au născut la New York în 1940 sau... Pentru mine a fost favorizant că m-am născut în Sibiu în 1955. Și în anii 70, chiar la început, era un nivel intelectual destul de animat, de ridicat aici în Sibiu. Și o viață literară, muzicală, destul de variată, așa. Ca să vă faceți o idee, oamenii se întâlneau și făceau muzică de cameră acasă. Dar nu erau profesioniști, erau doctori, ingineri. Chiar mi-aduc aminte că un domn care ulterior a ajuns ministrul de interne în anii 90, în legislatura lui Emil Constantinescu. Cânta la violă, el era avocat și era atunci era bătrân, când eram eu copil. Și cânta la violă, altul doctor cântau la vioară și n-aveau pianist. Și atunci îi chemau pe mine. Destul de curios că acum sunt foarte mulți pianiști și nu mai sunt instrumentiști la alte instrumente. Dar atunci nu erau așa de mulți pianiști și am citit muzică de cameră cu acești oameni când aveam 10 ani până pe la 16, să zic. Când ei au început să emigreze. Și au cam plecat, unii au îmbătrânit și tradiția asta de muzică de cameră duminica acasă s-a cam pierdut. Nu doar în Sibiu, cam peste tot. Însă Sibiu avea o situație specială și probabil că și Brașovul, pentru că erau foarte mulți nemți și ăștia aveau tradiția asta de a cumpăra partituri din anticariat și de a le citi. Nu le găseai în biblioteci, trebuia să le cumperi. Ați avut întotdeauna senzația că o să fiți muzician sau aveați și alte idealuri? Da, am cochetat cu sportul, dar eram atât de netalentat încât mi-a trecut repede și... undeva prin clasa a șasea m-am dus la Șoimi, Sibiu și acum se numește Hermannstadt. Și m-au descurajat, aia mi-au spus cam ce aș putea să fac în sport și m-am liniștit. Dar a fost așa, o perioadă de câteva luni. În rest, m-am împins viața spre muzică pentru că de fapt, lucrurile au fost un pic mai complicate, pentru că mama mea a insistat foarte tare să cânt. Nu știu de unde i-a venit lucrul ăsta. Aveam un noroc că aveam un pian în casă care era pe un coridor. Și eu mă jucam la el. Ea a văzut că mă jucam, nu cred că făceam cine știe ce mari performanțe pe la 3-4 ani. Și atunci mi-a luat o profesoară și debutul a fost undeva pe la 5. Am și acum pozele. Știu că am uitat una dintre piese. Era acolo, cum v-am spus, la sala asta, unde acum e restaurantul nostru de... Debut în fața publicului. Da, sigur. Și, dar erau și alți elevi, toți mai mari. Trebuia să cânt piesele Pisicuța și Bună dimineața, deci nume predestinate pentru un debut și am uitat Bună dimineața, una dintre și pe urmă mi-a fost foarte rușine și m-am întors înapoi și am cântat-o și pe aia. Profesoara îmi făcea semne disperate. Bineînțeles că așa ceva nu o să uită, adică m-am simțit ca un artist care și-a ratat concertul și m-am dus înapoi și am cântat. Toată lumea a râs, eu și mai rău m-am simțit. Dar când ați început să improvizați? Cred că prin clasa... De fapt, nu mi-aduc aminte. Știu că am făcut o compoziție pe care Cisnădii era o unitate, eu cred că e și acum, o unitate militară
de reparații, auto, tancuri, chestiile astea. Și stăteam chiar acolo, iar acolo să și termina Sibiu, nu mai era nimic de acolo. Undeva pe strada Gheorghe Dima, dacă știți unde e, pe acolo se termina, aia era ultima casă. Și treceau tot timpul soldați, tancuri, chestii, era lumea asta de a filmelor sovietice pe care le vedeai, aveam deja, nu, n-aveam televizor, nu știu cum vedeam eu filme sovietice, dar era o lume a filmelor sovietice de război. Și am cântat, mă plimbam așa ca Beethoven cu mâinile la spate, pe coridorul meu ăla cu pian de care vă ziceam și am început să cânt ceva în genul Înainte Partizani. Și asta a fost prima mea compoziție cu Înainte Partizani. E, deci, nu știu la ce vârstă era, 3, 2. Iar la pian improvizam, era un joc, de fapt. Eu nu știam că există jazz sau că există muzică de improvizație sau tradiție de genul ăsta. Și pe lângă asta nici nu era voie. Deci am prins și vremurile când jazzul era interzis. Nu era interzis, dar nu puteai să-l asculți nicăieri. Și știu că a venit o echipă a TVR-ului și m-a filmat, m-a înregistrat cu niște improvizații în clasa întâia. Aveam o profesoară foarte inimoasă și care și-a făcut o profesiune de credință din a mă promova. Am avut noroc cu ea. Și era chiar contesă. Era o lume din asta atunci în Sibiu. O contesă venită din Polonia cu refugiu. Când au fugit ăia și ea a rămas aici cu un colonel de cavalerie care am intrat în niște amănunte, dar poate sunt drăguțe. Colonelul de cavalerie era vânător, dar vânătorul ăla, Mircea Eliade, nu era vânător, dar umblase prin lume, prin Africa și avea o colecție de fluturi uriași. Dați seama ce care erau pe pereți, pe care îi prinsese el în Africa. Pe care ați putut să-i vedeți. Sigur că da, mă uitam tot timpul la ea. Nu mă interesa ce spune profesoara. Eu mă uitam la fluturi și la colecția lui de relicve pe acolo. Și omul ăla fuma pipa asta, mi-a luat aminte și profesoara mi-a spus, da, tu cânti așa de frumos, singur. Și am cântat, au venit ăștia de la televiziune, m-au înregistrat. Erau primele benze magnetofon. Era o chestie asta. Eu n-am 100 de ani, dar am prins istoria asta desfășurându-se foarte repede. Erau primele benze magnetofon din RDG. Și le-am ținut până nu demult, fără să-mi dau seama că ele se vor demagnetiza. Nu mai știu ce-i pe ele, nu mai au nimic pe ele. În loc să le transpun pe o neglijență asta de tipic românească. Ce zicea mama atunci? Era mulțumită și de evoluție? Mama a vrut neapărat să mă duc la școala de muzică. Școala de muzică era atunci lângă liceul Goga, pe colț, unde acum e inspectoratul, învățământ, ceva. Acolo era școala de muzică. Și oamenii ăia, când am intrat acolo, trebuia să dau un examen. Dar eu știam bine să cânt la pian. Deja debutasem, cântam de 2 ani. Și nu m-au lăsat să cânt. De fapt, ei se uitaseră pe CRR și trebuia să scrie acolo ce sunt părinții. Eram 61. Și când au văzut medic, profesoară, ce știi să cânti din gură? Nu știam să cânt nimic din gură, dacă cântam tot timpul la pian. Și am ieșit afară și am rugat-o pe mama să mă învețe un cântec. Mama, care trăise prin anii 30, mi-a zis o chestie care era total greșită, adică dintr-un film american, asta cu e frică de wolf, who's afraid of the, nu știu cum, de lupul cel rău. Și asta avea și o traducere total caragioasă, că erau 3 purcei, 3 mititei. Și am început să cânt cu toată convingerea și m-au dat afară imediat, au zis că e cântec capitalist. și m-au picat. Și ați fost dezamăgit? Eu habar n-avem ce se întâmplă cu mine. Dar mama a fost foarte afectată și a intervenit pe inspectorat. Ea fiind profesoară, le cunoștea pe inspectoare. Și până la urmă m-au primit pe la jumătatea anului. Știu că
îmi reții atunci, eu știam să citesc, și am reținut că deasupra comisiei scria mare de tot, trească și înflorească prietenia română-sovietică. Și oamenii se comportau ca atare. Până la urmă m-au primit și așa am ajuns în clasa întâia și aveam tot timpul concerte, că doamna vrea să mă promoveze, să mă facă pianist de carieră. Și până la urmă nu s-a putut face lucrul ăsta, pentru că am ajuns la un alt profesor, așa undeva prin clasa 5-a, care deja avea studii superioare, era omul cel mai titrat și mai bine pregătit din Sibiu. De fapt, el a și descoperit marele talent al lui Carl Fisch. Nu știu dacă știți cine e Carl Fisch. Da. Și a și inventat, a ținut foarte tare să facă acel festival concurs dedicat lui Carl Fisch. Deci era o persoană culturală. Și copilul geniu. Copilul geniu a murit la 15 ani. Da, da. Așa e cunoscut ca studentul sau elevul preferat al lui Chopin. Și scria compoziții așa în stil chopinian. Dar tatăl, unde a fost? Mama și tata s-au despărțit la un moment dat, da, sigur, au rămas în relații bune, iar eu chiar stăteam în casa tatălui, care a fost nevoit să plece pentru că aveam o bunică din asta foarte hotărâtă și cu simțul moralității și a zis, dacă vrei să pleci, pleci din casă, și a trebuit să se mute de acolo și am rămas cu mama acolo, cu familia tatălui. Și o vreme, 7-8 ani. Dar sigur că ne vedeam și mă ducea acolo la Avric, știu, toate cărările din parcul ăla. Și acest om, Peter Zaunig, îl chema, din păcate a plecat dintre noi acum un an, în Germania. Avea peste 80 de ani. Venea la fiecare ediție, da, a festivalului. Da, sigur, sigur. Și se ținea, era o persoană activă și culturală și ce mai încolo și încoace. A zis, măi, tu improvizezi în continuu. De fapt, îl exasperase. El a vrut să mă trimite pe la concursuri prin Cehoslovacia, prin astea, și nu era cazul. Adică oamenii studiau, pe vremea se studia foarte tare la instrument, adică așa, gen 4 ore era minim. În general, cam între 6 și 8 ore. Ori eu nu eram omul ăla să studiez 6-8 ore la instrument. Și improvizam tot timpul și el mi-a dat primele discuri de jazz. Mi-a dat cadou. N-am prea înțeles eu foarte bine, dar după aceea m-a dus la cursuri de compoziție, unde... Acum, dacă m-ați întrebat, vi le povestesc toate. Foarte bine. Și aș vrea să povestim apoi și de întâlnirea cu Johnny Răducanu. Da, nu înainte de a levita în scenă pe Mihai Puțan, unul dintre muzicienii care ne va fi alături în această seară și ne va încânta de mai multe ori. De altfel, ați contribuit și la formarea... Mihai a terminat masterul de jazz în București. Eu l-am încurajat să vină acolo pentru că să aibă o diplomă de specialitate, pentru că terminase conservatorul în Cluj, unde și acolo ne-am întâlnit. Au fost mai multe întâlniri cu Mihai. Când era student la Cluj, aveam acolo un curs și el venea, a fost și la cursurile alea. Îl invităm acum în scenă. Thank you.
Mihai Puțan alături de noi. O să-l mai vedem în această seară. Când ați conștientizat că există jazzul și că asta vă doriți să faceți? Cred că pe la 15-16 ani, când deja ascultasem jazz contemporan cu vremurile alea și aveam o altare orientare, era și un anturaj din generația mea, să spunem, unul dintre oamenii care erau mari colecționari și ar și rămas un mare colecționar de discuri, Mircea Streit, era coleg cu noi, el era la Lazar și mai erau vreo 2-3 băieți pe care nu-i mai știți că au plecat. Și ascultam împreună muzici, iar eu având pian acasă, deja mă mutasem în hipodrom. Am stat undeva lângă ieșirea spre, acum nu mai e ieșire, fosta ieșire din Sibiu spre București, respectiv, am uitat cum se numeau străzile alea, dar acolo unde începe Vasile Aron. Da, deci strada aia se continuă cu o stradă rotundă, așa, în curbă. Cum se numește strada aia? Eu nu știu aia să hipodrom, nu știți, hipodrom? e adevărat că Sibiu... Rahovei, sigur, da. Acolo stăteam. Nu stăteam chiar pe Rahovei, de-aia nu mi-aduc aminte strada. Vis-a-vis de Peco, da. Și cântam acolo, acasă. Era frumos, adică se vedeau făgărașii seara. Și îmi făcusem un oarecare stil mai aparte și în felul ăsta, de fapt am scris asta în niște cărți, două, cred. Cu Johnny Răducanu venise la un concert, odată când eram eu în clasa 11-a, și băieții, anturajul meu și fanii mei de acolo, de aceeași generație, i-au dat o casetă să asculte. Tocmai apăruseră primele casetofoane. Și după concert n-ascultă nimeni altceva. Adică stai acolo de vorbă, relaxare maximă, alcooluri, mâncare. Și Johnny a ascultat. Adică era un tip din ăsta... atent la muzică și ascultat, eu habar n-aveam, iar în vreo câteva luni mai târziu, asta e chiar o întâmplare, de-aia am și scris-o, s-a făcut primul festival de jazz de la Sibiu în 74 și i-am văzut. Pe vremea festival era chiar festival, adică toată lumea care cânta jazz în România era invitată. Cântau, care cântau indiferent dacă cântau prost, adică nu erau nici la a suta parte din ce a cântat aici Mihai. Adică erau și oameni care cochetau, dar erau invitați, erau multe, multe formații, așa să zicem, 4-5 pe seară. Primele două ediții mi se pare au fost numai cu români și veneau, nu se punea problema să stai în Sibiu, erau, hotelurile erau aproape goale și veneau când veneau. Iar Johnny venise cu vreo 2-3 zile, 5, nu știu câte. Și se plimba prin centru pe acolo și i-am auzit cum vorbesc, mai era cu niște admiratori și a vrut să bea o cafea și era în spate. Era deja în Piața Mare și eu știam că e cofetăria Moca, nu mai este acum, lângă facultatea evanghelică acolo. Și m-am dus acolo și m-am așezat la o masă singură, masă liberă. El a venit și s-a uitat la mine și era cât pe ce să plece, că nu era nicio masă liberă. Și eu zic, disperat, nu eram obraznic atunci ca acum. Eram super timid, dar tot am strigat toată. Zic, nu, veniți aici, că sunt toate scaunele libere. Zic. Și el a venit așa, mâna Johnny, figură mare, și a zis, tu ești pianistul ăla? Nu știu că nu mai era niciun pianist pe acolo, v-a uitat. Nu era, sigur că nu era niciun pianist. Și am zis, da. Și nu-mi dădeam seama de unde știe. De unde știe. Era atât de...
Nu spun că era impresionat, dar cântam un pic special eu atunci. Și... V-a și luat pe scenă? M-a luat pe scenă. Ăștia nu voiau să mă bage, că eu eram oaia neagră a clubului ăsta care comentează prin spate. Și n-au vrut să mă lase și i-a amenințat că nu mai intră. El era basistul de serviciu, cântaș cu Laura și cu Laura Uziceanu și cu Richard Oșanițchi și tot mai știu. Vreo două, trei ansambluri. Și a zis, nu mai, dacă nu intră băiatul ăsta, nu mai cântă. Și s-au speriat și au băgat un motiv din ăsta clar comunist, adică n-are sacou. Și nici acum nu vreau să... Am rămas așa cu anti-sacou. Și zice, ba, da, are. Și a luat un mașinist de acolo din spate, de la de-asta care deschidea cortina, și a luat sacou de pe el și mi l-a pus mie. Vreau să spun cum mirosea sacou ăla, adică era grav de tot. Și... Dar am cântat, nu mai conta nimica. Și nici nu mi-aduc aminte nimic. Dar Florian Lungu a găsit înregistrările până la urmă. Era ceva. Nu prea avea legătură cu jazzul, pentru că nici nu repetase. Noi nu știam atunci ce înseamnă free jazz și ce implică chestia asta și o colaborare. Și zice, cântă ce vrei tu. Pensez că nu, tabar n-avea ce voi cânta. Și... Dar o atmosferă era specială. Și atunci oamenii au fost foarte deschiși și m-au susținut. După aia am fost în armată, ăia mi-au dat drumul, am venit aici. Iar în București, când am ajuns, mi-am dat seama că lumea era mult mai mică decât credeam eu. Erau doar 5-6 muzicieni de jazz de calitate, așa să zic, europeană. Și până la urmă, dezamăgit de toate chestiile astea, chiar am oprit concertele astea și m-am apucat de muzică clasică, de compoziție, de fel de studiu din ăsta individual, al compoziției, al toate disciplinele respective, cu care mă ciondăneam cu profesorii la conservator acolo. Și eu fiind un spirit mai rebel, le puneam întotdeauna întrebări, dar asta la ce-mi trebuie? Și nu puteam să răspundă. Și atunci ziceam, bine, nu mai învăț. Da, afară. Și atunci era o luptă din asta ca să le demonstrez că tu poți să faci ce vor ei, dar ei încercau să te pice și era un concurs din asta. Pe 4 ani m-am luptat. La ce v-a ajutat facultatea? La faptul că... Că aveam o bibliotecă mare și o discotecă, așa se numea atunci, cu tot felul de muzici, de la India până la... Fuseseră făcute din niște oameni inimoși, pe benzi de magnetofon, era o comoară. Iar biblioteca o știam bine de tot, umblam, mă lăsau femeile alea singur, mă urcam pe toate schelele pe acolo. Acum nu mai e nimeni pe bibliotecă să aduce nimeni. E adevărat că găsești... Totul pe net. Adică găsești și partiturile pe net foarte ușor, dar cine stă să le printeze? Mă rog. Dar atunci era un entuziasm ăsta și un fel de efervescență culturală post-hippie. Cam așa. La noi n-a fost perioada asta, disco n-a intrat foarte tare. Prins. Adică așa happy years din ăștia. Și toți erau un fel de hippie supărați, sculptori, era o atmosferă, au aminte de oameni pe care i-am cunoscut, bineînțeles că nu aveam curaj să vorbesc în contextul ăla cu Nichita Stănescu sau așa, adică tăceam și ascultam. Dar a contat asta, că erau niște personalități serioase și m-a ajutat conservatorul că îmi crea așa un fel de sentiment de mănăstire muzicală, așa, stăteam acolo și aveam și o mansardă, era o chestie romantică, așa, din Eliade, stăteam toată ziua și studiam. E vreun profesor care a observat talentul dumneavoastră înspre jazz și... Acolo, da, erau asistenți tineri care ulterior, unul dintre ei m-a și ajutat foarte mult, Anton Șuteu, compozitorul. El preda estetică și când... Și erau oameni deschiși.
Pe vremea aceea, din nefericire, în rândul profesorilor în vârstă și cu ștate serioase, era răspândit o chestie, o tehnică de compoziție care, practic, te îngrădea rău de tot, plus că îi și favoriza pe oamenii netalentați, pentru că oricine putea să facă aia dacă știa un pic de matematică. Și oamenii scriau seriale, eram puțin defazați, adică muzica serială a plecat din muzica de dodecafonie, ați avut de astea, din anii 20-30, în anii 45 s-a ajuns la serialismul integral, adică scrii un sir de sunete și după aceea faci, de fapt nici nu sunt tehnici de compoziție, sunt niște permutări și combinații matematice. Mulți dintre compozitori făcuseră matematică și politehnică. Și un tip care îmi punea așa la Enescu în lucrările târzii, cum eram eu, nu le surâdea foarte tare. Au fost chiar momente în care un compozitor, acest Anton Șuteu, care a avut norocul să facă un an la Santa Cecilia în Roma, era un noroc mare. Și acolo l-a cunoscut pe Ennio Morricone, vestitul compozitor de muzică de film, ăla cu drâmba și cu pentru un punct de dolar și un geniu de muzică de film. Și ăla l-a luat asistent la el, patriot fiind, s-a întors înapoi. Omul, însă acolo era altă muzică. Oamenii ieșiseră din serialismul, noi eram defazați, eram cu 15 ani în urmă, cel puțin. Și știu că m-am dus la niște profesori și am plecat imediat pentru că mi-a zis că sunt un romantic, nu știu, neoromantic sau ceva. Vreau să spun că piesa aia pe care am dus-o atunci, am pus-o pe un disc undeva acum vreo 10 ani și stă foarte bine în picioare și acum. Deci nu, deloc n-avea dreptate. E chestia asta cu serialismul și cu chestiile lor, m-a îndepărtat de clasa de compoziție. Din păcate, că aș fi putut, nu eram suficient de inteligent să-mi dau seama că puteam să iau alte lucruri bune. Am zis, dom'le, cu ăștia n-am ce să discut. Și am luat-o pe cont propriu. Dar erau câțiva maestri acolo, mai în vârstă, de exemplu Pascal Bentoiu, sau care scria și jazzy, așa cumva, în unele dintre lucrări, sau Tiberiu Olah, cel care a scris printre multe lucruri frumoase, a scris și muzica la Mihai Viteazu, acea temă care se tot dă pe TVR tot timpul când apare, aia scrisă de Tiberiu Olah și e genială. Deci oamenii mă apreciau și la Revoluție m-au ajutat mult atunci când m-au adus studenții la conservator. Eu, între timp, devenisem muzician de studio, atunci se înregistrau multe lucruri în studio. Și muzica de film, și muzică ușoară multă. Și atunci mă cunoșteau ei din studiouri, și mă foloseau cumva ca instrumentist. Tu care scrii așa de bine, care faci, care nu știu. Și asta m-a determinat, dar de fapt întoarcerea la jazz a fost cumva forțată pentru că situația mea socială era atât de subredă că atunci când am terminat cu conservatorul, evident că nu m-am dus la post, asta era chiar o revoluție, adică toată lumea se ducea la post, tu unde erai repartizat, iar eu am fost repartizat în satul Elena Ceaușescu. Și fără să știu, adică era comuna și chiar i-am povestit lui Eugen de Diu, care este fiul lui Dan de Diu, compozitor și care m-a condus până aici, i-am povestit cum în teribilismul meu clar de tot, i-am spus domnului decan de atunci, mai trăiește și acum, zic, alegeți dumneavoastră, dar toată lumea era cu părinții acolo și alegeau. Cisnătie era un vis. Adică, n-aveai voie în orașe mari, numai în orașe foarte mici, gen Pucioasa, Cisnătie. Cisnătie era lângă Sibiu, era clar. Dar se ducea imediat dacă cumva era un post. Oamenii care prindeau Megidia erau cei mai fericiți.
că te duceai cu trenul vreo două ore până acolo și veneai înapoi în seara în București. E, și eu am zis, luați, știam că nu mă duc. Luați, alegeți dumneavoastră, zice, te rog să fii serios, aici, măcar acum, la sfârșit. Și nu, nu, alegeți. S-a uitat omul, a intrat în panică. S-a uitat și mi-a găsit un sat, cel mai aproape de București posibil. Și se numea Vișina Răscăieți. Vișina Răscăieți, ce să se duc acolo? Și după aia, eu deja prinsesem slăbiciunile sistemului și m-am dus la... Dacă te duceai așa hotărât la comuniști ăștia grei, ei te luau în serios, adică, de exemplu, la Iliescu sau la un om de genul ăsta. Și m-am dus la secretarul cu propaganda. Ăsta era al doilea din județ. De obicei ăsta cu propaganda era al doilea din județ. Și chiar mai tare decât primul de multe ori. Și să scap de acolo, pentru că eu aveam un post, puteam să lucrez la teatre în București. Nu mă lăsau ăștia să plec și zic, doamne, vreau să plec. Și el zice, s-a uitat acolo, dumneata știi unde ai fost repartizat? Da, în satul Vișina Răscăieți. Și știi de ce comuna aparține? Nu. Și s-a uitat așa în sus. Este comuna tovarășii. Adică n-a plecat nimeni de acolo de când e tovarășul la putere. Te rog să-ți bagi mințile în cap și să te duci. Și eu zic, da, am înțeles tu așa. Și l-a chemat pe inspectorul șef pe județ, la învățământ, și el a scris acolo, tovarășul s-a cumințit, se anulează amenda, era o amendă. N-aveau ce să-mi ia din casă, aveau un singur televizor din ăla purici, îngrozitor, și mi-au pus un sigiliu pe ăla, adică, domne, gata. Și, anulam amenda și tovarășul s-a gândit, s-a reorientat și uite, în sfârșit, avem un cadru de nădejde și acolo. Bineînțeles că nu m-am dus, am plecat de acolo și nu m-am dus. Foarte clar, iar lor le era atât de frică să raporteze, mai ales când era un sat de tipul ăsta. Că e cineva împotrivă? Că ei au spus că merge și nu a mai mers. Păi ce faceți tovarăși aici? L-ați zis că l-ați cumințit, l-ați educat, așa i-a educați voi tinei. În genul ăsta, de exemplu, noi am avut un pian Steinway în sala Palatului, care s-a cumpărat atunci când s-a deschis sala, în 61 sau așa ceva. Și cam prin 70, deja Ceaușescu luase puțin razma, ăla s-a mutat undeva într-o altă sală, în sala mică. Acum se numește auditorium și nu prea se folosește în muzeul de artă al unii. Și s-a mutat acolo și ăstora le era frică să traverseze curtea cu pianul, ca să nu le enerveze pe tovarășul. Deci și-a rămas pianul ăla practic virgin, adică se cântase pe el, cred că de maxim 100 de ori, dar nu, asta e mult, 50. Și când a venit Cicorea prima dată aici, marele pianist de jazz, a întrebat ce pian e, el avea contract cu Yamaha, mă rog, n-aveam noi Yamaha din astea mari. Și zice, doamne, e un Steinway, bun, în ce an e făcut? Nu vorbeau cu el, vorbeau cu acordorul lui, cu cineva, cu un manager. Zice, păi în 60, exclus, gata, deci ea cântă pe piane de 5 ani, după aia sunt rable. Și când a venit, zice, domnule, dar știți că e nou. Hai, domnule, cum să fie nou din 60, au trecut 30 de ani, cum să fie nou. Și a venit acordorul lui înainte cu o săptămână, sau cu, nu știu, o perioadă de timp, anyway. Și a zis, domnule, incredibil, aveți un Steinway care din 60, într-adevăr, și nu s-a cântat pe el deloc, dar ce ați făcut cu el? Cam așa era și cu repartiția mea. Era o frică să declare chestia asta că... Ulterior am fost odată convocat în armată și am plecat a doua zi. Adică am simțit că ăștia nu o să raporteze, că le e frică. Și eu care cântasem în baruri și în toate astea și umblasem prin țările arabe, trebuia să fac o convocare de două săptămâni să mă facă locotenent. Și m-am dus, nu mai era generația mea aia cu care făcusem armata. Erau niște puști pentru mine, cu 5-6 ani mai mici. Și erau foarte, se întâlniseră din facultate, erau foarte fericiți. Zic, doamne, ce caut aici? Și într-un oraș din ăla, ce oraș? La Vânjul Mare. Adică adevărul, adevărat, românesc.
Și am plecat imediat. Am găsit unul de la arte plastice și ăla bătrân. Gata, plecăm. Și ne-am întors în ziua când trebuia să ne dea drumul. Ea s-a uitat la noi. Bă, nu v-am văzut pe aici. Am fost aici. Și n-au raportat nimic. Era una foarte rău să raporte. Dom'le, ne-au dezertat ei, au venit înapoi. Lasă așa. Trageți voi, unde vreți voi să trageți cu puștile. Revenim un pic la Sibiu și vă invităm să vedeți un filmuleț în care ne spuneți care sunt locurile preferate. Sunteți sigur că sunt eu ăla? Eu zic că da. Da? Primii 19 ani am petrecut în Sibiu și apoi am venit destul de des, chiar în primul an de facultate, anul 2, mergeam o dată la 2 săptămâni. Așa că știu toate colțișoarele Sibiului. Dacă mergem în cerc, în cercuri concentrice, cine știe orașul Sibiu și istoria lui, știe că primul cerc a fost făcut în jurul Bisericii Evanghelice, biserica cea mai mare și una dintre cele mai impozante edificii din România. Iar biserica aceasta are o curte, unde se află și liceul german, iar curtea este extrem de bine echilibrată din punct de vedere arhitectural. Dacă te așezi, de exemplu, pe marginea bisericii, ea are niște borduri acolo, niște contraforți și poți să stai acolo și ai imaginea turnului bisericii catolice. Iar dacă te miști de acolo, poți să ajungi în curtea parohului, care de fapt acum s-a transformat într-un restaurant care se numește Viena și are o panorama asupra orașului de jos foarte frumoasă. E unul dintre locurile mele favorite, mai ales la apus, pentru că pe acolo apune soarele din partea aia și poți să vezi peisajul până dincolo de munții Sebeșului și mai departe. Poți să-ți închipui că ajungi undeva spre Viena și așa mai departe, dacă te uiți. Am un coleg care, din păcate, nu mai e printre noi, care a făcut o lucrare, Alexandru Chira, o lucrare de sculptură la el în sat și a cumpărat pământ și a zis că din deal în deal până la Viena. N-a reușit să meargă decât câțiva kilometri, dar totuși intenția a fost bună. Și de acolo calea e deschisă spre Podul Minciunilor, locul unde în momentul de față se fac pozele după nuntă, așa cum și la Târgu Jiu se duc sub Poarta Sărutului sau aici la București sub Arcul de Triunf, nu știu ce caut acolo, mă rog. Aș putea să vă vorbesc 7 ore despre toate colțurile Sibiului, dar cred că o să vă las pe voi să completați vizita asta. Am văzut acolo în spate un poster cu un concert de-al lui Johnny Răducanu și mi-am adus aminte că ați fost la Festivalul Internațional Johnny Răducanu de la Brăila în octombrie. Da, sunt în jury, acolo e un concurs. Și un concurs, cred că e mai important concursul decât festivalul. Festival concurs, dar nu e pe sistemul ăsta care se practică la celelalte festivaluri. Sunt concursuri acum și la Cluj, și la Târgu Mureș, și la Sibiu, bineînțeles. Și cred că mai sunt câteva concursuri. Și la București. Și acolo festivalurile contează foarte mult și ocupă 99% din buget. Aici e cumva invers, adică concursul e pe primul loc, pe primul plan și festivalul are 2 numere sau un recital pe seară. Este ok, dar adesea sunt momente când concurenții sunt mult mai buni decât ceea ce se întâmplă în recital după. Nu totdeauna, dar adesea. Și concursul e foarte bine finanțat. N-am fost de la prima ediție pentru că au fost niște scandaluri absolut penibile în care eu am fost acuzat că i-am furat niște compoziții lui Johnny, ceea ce era de un absurd total, pentru că el în ultimul an de viață se apucase să scrie niște exerciții de polifonie. Nu știu ce a venit, 79 de ani. Și am trecut pe la el cu un editor
cu ăsta care de Atracul Sarte, unde am și o carte. Și omul era foarte entuziast și eu zice, băi, Tiberianu, ca așa îmi zice el mie, Tiberianu zice, ce fac cu exercițiile astea? Zice, trebuie să le public. El așa era obișnuit. Păi zic, Johnny, astea trebuie scrise cu calculatorul, cineva trebuie să le scrie. Păi zice, scrie-le tu. Da, 30 de pagini de exerciții. Eram sigur că nu o să le cumpere nimeni. Și că, mă rog, că nu erau piesele lui Johnny, erau niște exerciții. Zic, Johnny, da, un fel de Ana, dacă știți, Ana Magdalena Bach, cu asta să începe studiul la pian. Eu cred, este un volumaș pe care Bach l-a dedicat celei de-a doua soții cu niște exerciții. Bine, sunt geniale alea. Dar cam așa își propunea și Johnny. Zice, dom'le, m-am apucat de studiu muzicii și le-am dat uneia dintre fiicele mele care s-a plictisit în mea și mi le-a dat înapoi și până la urmă le-am scris eu. Mi-am luat vreo săptămână. Zice, când am ajuns acolo la Johnny, zice, Tiberianu, mi-ai modificat exercițiile. Dar eu, săracul, le corectasem. Adică, mai erau locuri din alea unde nu că nu suna, dar el nu era atent și scria Dumnezeu știe ce. Și, eu, în vârstă. Și, urmă, zice, hai să vedem, să le comparăm. Zice, da, zice, ai dreptate. Și le-am publicat la editura asta, Atracul Sarte. Și n-a fost mulțumit pentru că el voia neapărat poza lui pe copertă. Îi pusesem o poză, dar mai tânăr. Și l-a pus, aveam un prieten și ăsta trăiește și acum, academicianul, un mare grafician, Mircea Dumitrescu. Și a făcut Mircea Dumitrescu coperta. Deci am făcut două ediții de câte 20 de bucăți, cam atâta. Știam că îi dădeam lui, să zicem, 15 și după aceea 5, una pentru trebuie să le dai la biblioteca centrală, la chestiile astea ca să justifici tiparul. Și deci s-au făcut vreo 40. Am înțeles, nu s-a vândut niciuna. Adică nici n-au ajuns în magazin. E, niște moștenitori de-a lui Johnny, de care Johnny nu pomenea niciodată, au zis, domnule, ăștia au fost acolo și au luat partiturile lui Johnny. Dar, într-adevăr, eu fusesem acasă după ce el a decedat. Avea o domnișoară care a stat cu el în ultimii 10 ani. Și m-am uitat și am găsit o mulțime de știme, de note, de lucruri astea cu care, unele de prin anii 70, care pentru mine erau niște mare, niște amintiri de mare suflet, că le cântasem cu Johnny și nu le-am luat. Deci le-am lăsat acolo, zic, domnule, să nu zic ăștia că am luat știmea, deși era o știmă pentru mine, scrisă clar să o citesc eu. Și n-am luat nimica, iar ăștia s-au luat după cei de la Brăila, s-au luat vreo 2 ani după zvonurile, până la urmă, bineînțeles că s-a terminat cu procese, cu Brăila, cu... și-au dat seama cu cine au de-a face și au început să mă cheme. De ediția a doua și cred că sunt vreo 7-8 ediții de când am fost acolo. Unde vedeți acum centrul jazzului în România? În România? Păi la București, cu siguranță. Adică sunt cei mai mulți muzicieni și sunt cele mai multe oferte de a câștiga cumva cu jazzul ceva, bani. Adică nu pot să spun că sunt multe cluburi, dar pot să acompaniez cântărețe în ceainării care cântă numai jazz sau ai două, trei cluburi unde poți să cânti, un festival Măricel. Ei, băieții, se întâlnesc în două jam session-uri pe săptămână, ceea ce e ceva, înainte nu ni se punea problema. Și sunt vreo 50 de muzicieni, cam așa. Nu vreau să mă laud, dar sau mă laud foarte tare. Aproape toți au fost pe la secția de jazz, adică foarte puțini care n-au trecut. Numai cei care au venit din Timișoara, unde aveau ei o facultate care a funcționat vreun an, doi, și ei au făcut acolo facultatea de jazz. Doi, trei muzicieni. Și ei stau tot în București în momentul de față, pentru că... E greu? Mulți dintre ei câștigă din colaborări cu vedetele timpului,
Smiley, nu știu, Brânciu, oameni din genul ăsta, care mai au orchestre prin spate. Sigur că nu e neapărat visul vieții lor, dar nici nu coboară ștacheta așa cum cântam noi prin cârcium, muzică grecească și arăbească și alte chestii sinistre. Adică sunt condițiile un pic mai bune decât atunci, plus că pot să pleci afară. Programele Erasmus sunt oportunități. Mulți dintre ei au plecat și au dat admiterea în Olanda, pentru că acolo sunt condiții mai bune financiare pentru studiul jazzului. Deci, cred că e cea mai ieftină alternativă în Groningen, Amsterdam, Rotterdam, pe acolo. Amsterdam e cam tare pentru noi, dar mulți au plecat acolo și câțiva prin Italia. După ce au terminat studiile la master, unii au plecat prin Erasmus. Erasmus e un program care facilitează schimburile de studenți. Și poți să mergi un semestru sau poți să stai un an, poți să mai mergi încă o dată la master, deci odată ce stai trei semestre acolo, deja ți-ai făcut niște relații. Sunt alte perspective, alte perspective. Festivalurile sunt un mod de organizare bun care să acopere tot anul pentru promovarea artiștilor de jazz? Nu. Eu, așa cum sunt multe lucruri se întâmplă la noi, crește un copac și ceilalți rămân, sunt fie tăiați sau se usucă. Adică este o parte din scena muzicală a jazzului, dar foarte mică. Baza activității muzicale în afara României sunt concertele, iar concertele sunt foarte puține. Cu foarte puțini bani. Cei mai mulți acceptă să cânte pe mai nimic. Și atunci, bineînțeles că nu pot să facă legătura cu exteriorul. Pentru a avea o circulație a muzicienilor, trebuie să fii la nivelul financiar pe care îl are viața de concert, să spunem, dintr-o Ungarie sau chiar din Bulgaria sau, nu mai zic, de Germania sau Franța. Și oamenii ăia acolo au tot felul de programe. Noi am avut un program foarte, foarte bun în București, se numea Artist in Residence. Cam așa ar trebui să funcționeze. Din păcate, acum... Ați coordonat în 2017? Au fost trei stagiuni. El a fost înființat la inițiativa lui Lucian Ban, care e un pianist și compozitor, se trăiește la New York și e foarte activ, foarte bun manager. Și el s-a impus acolo la Centrul de Proiecte Culturale din București, Arcub, și a pus foarte bine bazele, surprinzător de bine. Adică erau concerte la două săptămâni cu un anumit buget. Cred că nu merge asta. Merge? Să mai aude ceva? Mă bucur. Și avea un buget destul de bun, adică nu e niciun secret, 1800 de euro pentru din un concert. Per concert. 1800 de euro per concert e un preț decent ca să poți să aduci un trio sau un duet sau două sau un duet și o trupă românească cu pretenții mai mici, de studenți, să spunem. Deci, dar instalația de sunet, pianul acordat, un acordaj de pian costă 200 de euro. Din ăsta profi. Și toate cele, puteai să-ți faci disc de acolo, hotel, nu aveai avioanele, dar acum cu low costurile, lucrurile, dacă sunt pregătite din timp, sunt foarte simple, adică un avion din Berlin în București e 30. Avem o reclamă. Aha. Nu-i nimic. Și a mers foarte bine. Eu, de exemplu, l-am adus în această stagiune, mă rog, prin impresarii respectivi și nu făceam aproape nimic, adică doar punctam cam cine să fie, negociam un preț cu ei
sau cu impresarii și aveam și șef de producție, totul ca la teatru. De fapt, așa trebuie să funcționeze. Atunci mi-am dat seama ce înseamnă să ai o instituție în spate. Eu mai lucrasem cu Arcubu, chiar la înființarea. Arcubu acum e în concurență cu o altă instituție culturală acolo în București, dar când s-a înființat a fost o idee a unui inspector, unui consilier cu cultura pe București, care era genial organizator. A murit, din păcate, un poet. Dați seama, era... primarul era liberal și majoritatea era atunci se numea partidul actualul PSD. Nu mai știu cum se numea. Nu contează, dar era un nu știu care era bunul și care era rău, dar oricum de înțeles nu se înțelegeau. Și tot ce se propunea se respingea. Și omul ăsta exasperat, pentru că trebuia la orice publicație de carte, la orice amărât de spectacol, trebuia să iei un buget și să voteze consilierii. Și atunci el exasperat a zis, dom'le, ia să înființăm noi un centru cultural și toate proiectele le trecem prin centru, iar ei votează o singură dată bugetul centrului. Și s-a simplificat totul. Și s-a făcut, atunci chiar a mers o vreme, vreo 2-3 ani, până s-a distorsionat toată povestea ca tot ce se întâmplă în România. Adică bugetul să vota nu era micuț, era decent și era un reprezentant la fiecare disciplină, să le spunem așa. Adică arhitectură, artele spectacolului. Eu am avut noroc și am fost în comisia aia pentru muzică vreo 3-4 ani. Și am învățat de la, eram cel mai tânăr clar de acolo, atunci aveam vreo 38 de ani, 40. Și erau numai oameni în vârstă și am învățat de la ei cum să desfășoare comisiile, ce înseamnă proiecte, ce... Și acum a mers bine o vreme, am făcut 10 ediții de festival. Și publicul creștea? Cum ați văzut? Nu, publicul a scăzut permanent și scade în toate domeniile de cum să spun asta, de muzică care nu este mainstream, care nu este, cum spunea un coleg aici în spate, care nu e muzică furajeră. Deci, dacă nu este o muzică promovată de șențat, aia nu poate să meargă foarte bine. Există public constant la muzica clasică. Pentru că muzica clasică nu are surprize majore. Ea are instituțiile deja stabilite, operă, filarmonici, este repertoriu, totul decurge conform planului. Dacă faci un festival de muzică, nu ai mari probleme. Dacă faci un festival cum a fost cel mai, zic eu, unul dintre cele mai bune festivale a fost festivalul ăsta, Jazz and More, care se ținea chiar aici în sala asta. Și unde au cântat oamenii cei mai interesanți din peisajul jazzului contemporan. Erau și lucruri extremiste, așa să zic. Și asta a îndepărtat puțin publicul, dar erau și oameni de mare valoare care veneau pentru că se crease o comunitate. Așa un festival, da, dar trebuie să... Am avut și noi un festival de nișă și pe ăla nu l-am finanțat. Dar celelalte festivaluri, de multe ori, cheltuie banii aiurea. Adică intră în genul ăla de festival Covrigul de la Buzău sau nu știu care... genul ăsta care n-are nicio direcție, adică e un eveniment cultural care nu-și propune ceva clar și nici nu are niște criterii foarte bine stabilite de valorice. Nu mai zic dacă cei care îl organizează, nu zic de ăsta din Sibiu, sunt altele mult, mult, mult mai rele, în care oameni care nu se pricep deloc, pornesc, au niște bani, au două, trei ediții și după aceea se închide toată povestea, pentru că ei au cheltuit banii în mod nesăbuit, nu a rămas nimic de pe urma chestiunea asta. Și dacă ai avea stagiuni de tipul ăsta, cum era artist în rezident, sau să finanțezi cluburi, dincolo se finanțează cluburi. Clubul, nu zic de Budapesta, care are Casa Muzicii,
Dar clubul cel mai mare de aici din Estul Europei, dacă Viena e în Est, e Porgy & Bess. Păi ăsta are 80% bani de la primărie. El arată așa ca un club privat, sigur că are independența lui, se prezintă un... E un proiect. Într-un cinema nu mai mare decât ăsta și care arată ca un restaurant. Dar au stagiune, două piane, unul Fazioli, cel mai scump pian din lume. Au un Fazioli și un Steinway. Banii ăștia nu vin de lume. De exemplu, acest teatru nu are pian. Unul ăsta cântă pe Nord. Nu vreau să vă explic ce greu e. E Mihai acolo, îl invităm alături de noi. Vino mai cântă pe Nord Station.
Cum v-ați apucat de scris? Prima dată am scris un curs de improvizație. Aproape toate le-am făcut pentru că nu aveam alternativă. Adică pentru a salva secția care era în pericol, asta de jazz de la București, pentru că veniseră profesorii mei vechi înapoi. Deci ei fuseseră dați afară la Revoluție și veniseră înapoi și când m-au văzut acolo, sigur că nu le-a convenit deloc. Și au început să facă tot felul de figuri din posturile pe care le ocupau, că deja erau decani, unii erau chiar lectori. Și da, asta era prin anii 90. Și jumătatea a doua anilor 90. Atunci am încercat o manevră în care să dau impresia facultății în care am că o pun în concurență cu cealaltă facultate. La conservator sunt două, facultatea de interpretare și cea de compoziție. Și asta de compoziție avea un om acolo care, îți dai seama cât de mult mă iubea, dacă eu când eram student am făcut istoria muzicii cu el, pe care o știam destul de bine, hai să zic așa, și el îmi citea dintr-o carte de acolo. Și nu știu, pentru că nu erau telefoane, că m-aș fi jucat pe telefon, dar făceam ceva, nu știu. Și el a zis, ce, nu vezi că eu fac altceva în timpul cursului? I-am spus foarte clar că eu citesc cursul ăla mult mai repede decât el. Și s-a enervat. De tot, bineînțeles, m-a dat afară. Nu mă putea, din fericire, sistemul de învățământ era relativ echilibrat și trebuia să recunoști niște fragmente din astea. Deci se punea un fel de blind test din asta. Deci spunea, eu eram bun la asta și chiar odată am scăpat dintr-o chestie foarte ciudată, că m-au trimis la Tuns. Așa erau vremurile, trebuia să te tunzi. Eu n-am putut să mă duc la Tuns. Adică m-am dus până în fața frizeriei și m-am întors înapoi. Și ăsta care m-a trimisese avea toate funcțiile posibile în cultură. Era în comitetul central, era directorul filarmonicii, directorul conservatorului și președintele Uniunii de Compozitorilor. Avea în trei același timp. Același om. Forță mare, politică, nu știu ce. Și omul s-a uitat la mine și zice, nu te-ai tuns. Cumva i-a plăcut schema asta. Zic, domnule, îmi pare rău, nu pot. Zice, bine, stai cu muzicologii. Muzicologii trebuie să știe mult mai multă istoria muzicii decât un amărât de pianist de jazz. Și a pus el acolo, se vorbea cu o secretară, aia din nu știu de unde, dădea drumul la o bandă, care banda era Oedip de Ionescu. Acum eu, opera Oedip o știam atât de bine, că știam motivele și astea, pe care acum le-am uitat, bineînțeles. Dar mai știu motivul doar al Oedip și al Sfinxului. Dar când a început, eu știam clar că Oedip. E, oamenii ăia, toți patru de la muzicologie, unii dintre ei au ajuns și directori de radio și de nu știu ce, au scris Decebal de Gheorghe Dumitrescu. Gheorghe Dumitrescu este un compozitor, a murit, onorabil, dar nici 1% din geniul lui Ionescu. Și a scris oratoriu Tudor, de exemplu, și era... Se face la școală, cine trece Oltul Mare, cam pe acolo era muzica aia. Și eu zic, domnule, cum să fie Decebal de Gheorghe Dumitrescu în primul rând? Lor li s-a părut că e ceva zoroastru, ceva mitologie acolo și au scris, toți au scris Decebal, s-au luat unul pe altul. Și eu am scris Oedip și ăla, cine a scris Oedip? 10. Și mi-a dat drumul. El ăsta n-a fost așa, acel ălalt om. Și m-a urmărit și vrea să mă desfințeze. Și atunci am mimat că mă duc la facultatea de interpretare. Jazzul e undeva între interpretare și compoziție. El are un statut aparte, ar trebui sigur să fie o secție specială, dar nu sunt bani pentru așa ceva și lucrurile merg greu și nici nu știu când o să se facă așa ceva. Dar m-am dus dincolo și acolo aveam mulți studenți la un curs de improvizație, numai că ei mă exasperau, nu știu, abar n-aveau să cânte nimic și mă întrebau aceleași lucruri. Aici ce să fac, aici ce să cânt, aici... Și atunci am scris cursul ăsta de improvizație, dar luându-mă în serios și fiind în lumea
scriitorilor. Nu puteam să spun ceva care să sune rău. Și m-am chinuit un pic pe cursul și mi-am dat seama că pot să scriu. Vine de cursul, e serios, după părerea mea. Să tot la Tracus Artei făcut. Și, dar l-am scos și la conservator. Mă rog, imediat după aceea mi-am dat seama și am făcut un fel de, de poveste a înregistrărilor mele de până atunci. Și era o chestie mai cu umor, mai o analiză, că am zis, domnule, muzicologia suferă de cele mai multe ori de faptul că nu poate să capteze atenția cititorului care nu are educație muzicală academică, să-i spun așa, adică nu citește partituri în viteză și nu recunoaște o simfonie de Mozart de aia și așa mai departe. Și m-am apucat și am făcut am făcut o carte cu trei paliere, una era pentru profesioniști, cu alte caractere, puteai să citești aia, dacă voi alta era, puteai să scapi de partiturile respective și îți rămânea povestea asta cu înregistrările, care toate trebuia să aibă totuși un fel de ori o poantă, ori ceva de interes. Aveți undeva și muzica și jocul de șah. Ați făcut cu asta se deschide cartea asta, pe care eu o consider cea mai bună carte pe care am scris-o, Sunetul de referință se numește. Și ăla e un articol. De fapt, eu când spun am scris-o, mă răsfăț puțin, pentru că adesea mă uit la cărțile astea și îmi dau seama că n-aș mai putea să fac lucrul ăla. De fapt, cele mai multe dintre ele sunt scrise, nu că aș fi fost eu un iluminat sau nu știu ce transă m-ar fi apucat, dar îmi veneau niște idei dimineața și ziceam, dom'le, dar cum de nu m-am gândit la lucrul ăsta? Să zicem faptul că psihologia e legată de mecanica fluidelor, să zic o chestie din asta. Și dacă ai presiune pe sufletul tău, ăla dă pe afară, să zicem așa. Ori dacă pui un sunet pe suflet, ăla apasă cu o intensitate egală cu lungimea, greutatea și intensitatea lui. Deci dacă eu țip acum tare, vă impresionez un pic. Dacă șoptesc, sunteți mai atenți și practic vă deschide sufletul. E o chestie simplă. Și alte și alte și alte și alte multe lucruri sunt în cartea asta. Și atunci, ca să o unesc în toată, am făcut-o ca o călătorie. O călătorie, nu știu. I-a prins la public? Habar n-am. Știu că am cumpărat, pentru că trebuie să ai reclamă. Eu n-am făcut cartea la Humanitas, n-am făcut-o nici la Polirom. Astea sunt cele două edituri care au bani și fac reclamă. Celelalte, mai puțin. Adică și nici n-am scris scrisori la critici, nici n-avea rost, nu înțelegeau, dar am luat fiecare piesă de asta de teatru, de șah și am pus-o în, de exemplu, Regele și sunetul de referință, Regele tonică. Noi când credem că n-avem, deci care ne dă echilibru interior, toată lumea are un echilibru interior, un punct de fugă din asta. Asta e tonic. Fără tonică nu poți. Poți să o ții mult fără tonică, dar trezi niște tensiuni ca în Voțec de Alban Berg. Adică, care e genial, e o lucrare genială. Sau eu am fost un muzician de avangardă care a făcut numai explorări sonore vreo câțiva ani. Am întors acum, n-am ținut-o așa. Adică mergând pe altă dimensiune, dar n-are rost. E ca și când stai în cosmos, până la urmă tot vii aici, că ai gravitație. Practic, sunetul de referință e gravitația noastră interioară și centrul, practic, eu. Și pe urmă e melodia Regina Jocului. Asta e toată activitatea vieții noastre. Și are cea mai impetuoasă mișcare. Sau spui, domne, secretul intervalului și mișcările oblice ale pieselor, adică în cai. S-a potrivit. Eu m-am uitat și le-am constatat. Și s-a potrivit. Meridianele armonice, tot felul de astea, armonia și pești exotici, cadența ca arhetip existențial. E o carte bună.
zic eu fără să mă laud. Și asta pentru că n-am problema asta, că aproape sunt sigur că n-aș mai putea să scriu așa ceva. Și a fost o perioadă din viața mea de un an sau doi, în care m-am ocupat numai de chestia asta, numai că pregătirea a fost făcută, pentru că eu am fost l-am profesor pe George Bălan, nu știu dacă ați auzit de George Bălan. George Bălan a fost un tip în anii 70, care a deschis niște legături între ezoterism și arta muzicii. Numai că eu nu sunt neapărat un tip care să mă preocup de ezoterism, însă unele legături sunt necesare de făcut. E un capitol din istoria culturii și din cultura în general. Omul ăsta mi-a deschis niște porți, așa, niște ferestre, asta împreună cu un discipol de-al lui, chiar era discipolul lui, care era în Sibiu și care a plecat în Germania, se chema Senin Constantin, și era în perioada asta meditației transcendentale, dacă știți acest scandal cu în care Pleșu și ăștia era cât pe ce să o încurce să fie arestați. Și tot era secret, deci luam cărți, cu atât mai excitant. Adică citeai cărți în franceză ți se dădeau un secret și în orice caz aia mi-a deschis, însă de acolo am mers mult mai departe. Adică într-un fel de privire a muzicii ca fenomen extrem de important din punct de vedere a vieții noastre interioare, a sufletești. Spuneați într-un interviu că e o naivitate să crezi că poți să fii inspirat tot timpul. Cum e cu inspirația? Inspirația este legătura între lumea sunetelor, care înseamnă ritmuri, culori timbrale, forme largi, dinamică, armonii, toate împreună. Astea nu le poți cuprinde cu mintea. Adică ele trebuie făcute cu intuiția. Ca să îți menții intuiția asta vie, în momentul în care când intervin foarte multe lucruri. Adică de la lucrurile astea de amănunte de tipul că ai lumină în ochi sau că pianul zbârne la o anumită coardă sau că se mișcă nu știu cine, dar într-un mod super enervant și te filmează cu telefonul și, sau te uiți și vezi numai telefoane. Sau, sunt lucrurile astea care pot să-ți distragă atenția. Până la colegi care nu se concentrează și care nu că greșesc, ei nu sunt conectați la fenomenul muzical. Ca să scap de toate astea, trebuie să ai oarecare forță. Și să poți să-ți conduci după aceea discursul spre ceea ce vrei să spui. Și asta nu e așa ceva ca să spui, domnule, acum aș vrea să vă spun cum eram eu când eram mic. Nu. E un lucru inefabil. Adică tu lucrezi acolo cu un cosmos întreg. Dacă nu ești conectat. Și asta nu se poate face decât prin inspirație. Adică ar fi o naivitate să credem că noi, cum zicea Stravinsky, că the composer writes notes. Who cares? Adică nu asta e problema, că el write notes. Asta este ca și când eu cânt la pian și apăs pe, nu știu, clapa si de 400 de ori într-un concert, să zic. Nu contează. Important e cu totul altceva, să intri în universul muzical, care e universul nostru interior, psihologic. Prin asta să exprime cel mai bine și cel mai bine. Și ca să nu trădezi, în proporție 98% muzicianul trădează lucrurile astea. Cum puteți să faceți compromis pe scenă? Poți să faci compromis din cauza acestor factori perturbanți, din regii prost conduse, din
lipsă de concentrare, din oboseală, dar mi se întâmplă tot mai rar. Adică și tot mai pe perioade din ce în ce mai scurte. De pildă, acum pregătesc apariția unui disc. Sigur că lumea nu mai ascultă discuri, dar ele sunt ca niște documente, ca și cartea asta. Deci există. Și pregătesc un disc care a fost făcut într-o oră și ceva. Dar eu am aruncat de acolo vreo două sau trei piese. Adică le-am considerat un pic mai puțin reușite. Mi-am făcut un fel de balans între ideile pe care le-am, idei muzicale, și le-am redus la minimum, dar nu am lăsat improvizația liberă. Improvizația liberă nu e foarte ușor de făcut timp de o oră și jumate. De exemplu, Mihai cântă aici improvizație variațională pe o anumită structură armonică. De-aia spune chorusuri, asta înseamnă o structură armonică, el are o anumit, un ritm dat și, și rodează variațiuni pe... Nu tot jazzul e așa. Se poate improviza liber sau se poate improviza cu anumite idei pe care le folosești când vrei. Și asta e cea mai updated, să zic așa, cea mai aproape de jazzul contemporan. În ultima vreme am cântat numai concerte cu muzicieni care sunt din domeniul ăsta. Selectați ofertele care vin spre dumneavoastră? Poftim? Le selectați? Adică ziceți, da, cu ei când merg. Unde n-ar da Dumnezeu? Dar nu prea ai ce să selectezi. Da, sigur, dacă, de exemplu, m-au chemat acum cineva să mă duc la concursul, nu știu care, și eventual să și cânt, ăla care a scris Valurile Dunării, Ivanovici, din Galați. Ce treabă am eu cu ăla care a scris Valurile Dunării? Valsul acela, Varca pe valuri, mă rog. Un om care a murit în secolul XIX. Și vrea să fiu acolo. N-am nicio legătură. Am refuzat-o pe aia. Dar în general, nu sunt foarte multe oferte. Însă le refuz pe alea unde am colaboratori cu care știu sigur că o să dau greș. Adică, din păcate, câteodată chiar trebuie să fac compromisul, stau cu inima strânsă, sunt astea de concerte de conjunctură, de tipul vrem să facem un medalion Johnny Răducanu, să zicem, că tot vorbim despre el. Eu pot să-i refuz pe ea, pentru că eu am toate partiturile, și, dar știu că o să iasă un concert mult mai slab decât ăla liber pe care l-aș putea da. Nu știu de ce oamenii vor să se lege tot timpul de subiecte de astea, de celebration, de serii de nu știu care. De pildă, acum avem un concert undeva, nu zic unde, generația 80 în muzică. Păi mai suntem doi. Și restul nu mai cântă, dar totuși vor și cu noi pe scenă. Și na, așa vom și cânta. Ce să mai faci? Mai sunt pianist, mai este Ion Baciu, care, dar el e pianist, nu putem să cântăm. Sau Hari Tavitean, care e tot pianist. Dar așa, dacă ar fi să facem, mai e Nicola Simion și cu mine. Și mai e Dan Ionescu în Canada, dar e prea departe ca să-i să plătească un drum de acolo. Și over. Dar vom cânta. Și astea le-aș refuza dacă aș putea, dar nu se poate așa din political correctness, să zic. Dar în sensul bun al cuvântului. Pentru că mai avem foarte puțin până la finalul emisiunii, v-aș întreba în câteva cuvinte cum descrie generația de astăzi a muzicienilor de jazz. E greu de spus așa ceva, pentru că diferă de la țară la țară și de la gen muzical, pentru că jazzul acum s-a răspândit în toată lumea și are foarte multe feluri de manifestare. Unui jazz în Scandinavia, să zicem, că are un anumit contur. Dar nu aș putea să spun nimic despre jazzul în Anglia sau, nu știu, în Olanda, de pildă, n-are contur. Tinerii sunt mult mai mulți decât în trecut, sunt mult mai bine educați, pentru că pornesc foarte devreme. În schimb, educația asta le reduce foarte mult din entuziasm. Au devenit așa un fel de oameni care se compară între ei,
Știu toată istoria, asta îi trage puțin în urmă, pentru că cei dinaintea lor, cei care au fost adevărații revoluționari, nu îi așteau numai oamenii dinaintea lor. Orice scriitor să raportează la... Eu nu cred că Marin Preda să raporta la Gărbiceanu, să raporta la Vrebreanu. Nu se ducea mult în spate, că l-ar fi... era inutil. Și acum oamenii zic, învață toate chestiile astea. Și vorba, e un mare saxofonist, Sonny Rollins, zice, ai vaga impresie că parcă au învățat cu același profesor. Adică, însă există și genii, și de ăștia care se duc în direcția lor și fac ceva totuși cu totul deosebit. Sigur, pentru un public redus, dar muzicienii sunt mult mai mulți, mult mai mulți decât în trecut, și plătesc birul libertăților. Pentru că a fi muzician de jazz înseamnă că ai libertatea să faci ce vrei, de fapt. Și în momentul ăla trebuie să plătești cu ceva. Adică dacă refuzi să cânți cu X și cu Y și refuzi să apari la Antena 3 dimineața și să cânți în direct la Tamir ce prostie de radio, plătești prețul libertății. Vă mulțumim tare mult! Aici se încheie sezonul 2019 Roundtable Sibiu, un eveniment organizat de Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România, proiect cultural cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu, partenerii culturali XS Music, Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, Biblioteca Județeană Astra Sibiu, Teatrul Gong, un eveniment susținut de Jidvei, Reflexo Vital și Tulipa Flower Shop, iar partenerii media Enjoy TV România, Radio România Cultural, Tribuna, Capital Cultural, Mesagerul de Sibiu, Turnul Sfatului, Profil Cultural, Ora de Sibiu, Sibiu News. Vă mulțumim pentru prezență. Îl invităm pe Mihai alături de noi. Am uitat să spun că afară sunt, înainte să vină Mihai să ne cânte o piesă, afară sunt niște CD-uri dintre ultimele pe care le-am făcut. Unul este accesibil, unul este ultimul și unul e de avantgardă. Dacă le nimeriți pe ala accesibile, bine, e dublu. Deci sunt niște CD-uri și niște două exemplare din cartea asta, că nu mai am decât vreo trei. Deci nu știu, cred că puteți să le cumpărați sau vom vedea. Da. Mihai, scuză-mă că te-am deconectat. Thank you.
cam ingrată postura să stea afară și să vină să cânte din când în când aici. Stai aici cu noi și să cânt. Vorbim. Nu? Da. Așa sunt. Și eu când eram de vârsta lui, eram pus în situații însă destul de ciudate. Adică și aia care erau intervievați, cei care erau intervievați, aveau coniac, aveau astea. Și când, după Revoluție, odată i-am văzut și zice, uite, așa au trăit ăștia în comisiile astea. Și eu nu știam, și eu mă duceam și spuneam, dă-mi și mie o sticlă de apă. Apa e pentru străini. Spune alea, pentru străini, bravo. Da. Aici, la Sibiu, se întâmplă faza asta. Dar nu cu conducerea de acum, ca să fim clari. Unii care nu mai sunt. Și pe urmă, în 90 m-a pus în comisie și când am intrat, acum nu venea să cred. Singur în cameră, pe vremea era un lux să fii singur în cameră la hotel. Și când, când amărăția aia cântau acolo, și noi coniace, au venit aia cu coniacul, cu ăsta, zic, aoleu, așa e. Știi? Un fel de... unii sunt în fabrică și alții în parlament. Știi? Hai, că încep să...